Român de aproape și român de departe, bun venit la o nouă întâlnire sub genericul articolul 7. Articolul 7, Constituția României, drepturile dumneavoastră ale românilor stabiliți în străinătate. Am mers împreună la începutul acestui an spre cel mai important eveniment, poate, pentru noi românii, vizita Sfântului Părinte Papa Francisc în România. Am precedat această vizită și am făcut o analiză împreună cu domnul consilier prezidențial Sergiu Nistor de la Departamentul Cultură, Culte și Centenar, pe care îl salut din nou în studioul articolului 7. Bună seara, domnule Sergiu Nistor! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Emoționant moment, n-aș vrea să trecem la tema discuției noastre din această seară, în care aș vrea să facem un bilanț al anului fast al diplomației culturale în România, dar iată acel motto, să mergem împreună, n-o să-l uităm prea curând, domnule Sergiu Nistor. Așa e. Acum, după 6 luni de la acel moment, putem să mai aducem niște mărturii despre importanța și valoarea și impactul vizitei. Pentru că, în perioada scursă după încheierea vizitei, în vari momente și în multe circumstanțe, Vaticanul, prin vocile cele mai autorizate, s-a referit la această vizită a Sfântului Părinte Papa Francisc ca la una de mare succes. Și acest lucru spune ceva de viabilitatea acestui motto, în care cuvântul împreună e cuvântul cel mai tare, că, de fapt, Papa Francisc a întâlnit în România, pe parcursul vizitei sale, o țară, o națiune în care cuvântul împreună este una dintre valorile cele mai importante. Și memoria acestei vizite, dar și impactul ei, sunt convins că încă și-a început parcursul. Pentru mulți va rămâne o vizită memorabilă, dar iar întorcându-mă la acest cuvânt, împreună, el începe să își lase un siaj puternic în societatea românească. Da. În partea a doua a emisiunii articolul 7, telespectatorii noștri vor avea bucuria să-l cunoască pe dirijorul Cristian Măcelaru, cel care a fost ales de membrii Orchestrei Naționale a Franței, precizez, de membrii orchestrei. Pentru prima dată s-a întâmplat asta în istoria Orchestrei Naționale a Franței, să fie director muzical și dirijor din 2021. Și în interviu foarte interesant spuneați dumneavoastră de puterea cuvântului împreună. Cristian Măcelaru găsise antidotul la traumele perioadei comuniste, la neuitare, la context, pentru că trebuie să privim toate lucrurile și toată istoria noastră în context, și merită să rămână telespectatorii noștri până la ora 23 pentru a cunoaște această personalitate, pe cât de modestă, extrem de modestă, pe atât de fascinantă. Și împreună, domnule consilier prezidențial Sergiu Nistor, la Bozar, la Palatul Artelor Frumoase din Bruxelles, acolo dumneavoastră ați participat la inaugurarea expoziției Brâncuș, Sublimarea Formei. Acolo, de Ziua Națională de 1 decembrie, s-au întâlnit Brâncuș cu Enescu. Pentru că sub bagheta lui Cristian Măcelaru, la Bozar, s-a auzit Rapsodia Română. Unul din bisurile date de violoncelistul Andrei Ioniț a fost Imnul Național al României, Deșteaptă-te Române, la violoncel. Și iată cum în sălile de expoziție de alături de auditoriu s-a auzit Enescu. Ce poate fi mai frumos și mai fast pentru cultura română? Și aș vrea să începem de la sezonul România-Franța, de la Paris, un proiect care vă este foarte drag și în care știu că ați pus și dumneavoastră foarte mult suflet. Și iată Europalia-România, această șansă extraordinară de care noi profităm din plin. Cred că putem spune că
anul 2019 pentru cultura română, dacă ar fi să-l caracterizăm foarte pe scurt, e un an, așa cum am spus, foarte fast pentru ieșirea în lume prin manifestări de mare calitate, aproape aș zice de excepție. Cazul expoziției de la Bozar despre Brâncuș e un foarte bun exemplu. Pentru că avem în 2019 un an care începe practic cu sezonul România-Franța, sigur partea franceză a sezonului, continuă cu partea românească a sezonului, apoi avem o punte de prezență internațională solidă prin România ca țară invitată la o serie de târguri de carte, Varșovia, China, țările centrale europene cu Festivalul Lecturilor Europene în care România a avut această poziție pentru a încheia după 1 octombrie cu prezența la Bruxelles și în Belgia, dar nu numai, în calitate de invitat al Europaliei. E ceva ce probabil doar o aliniere miraculoasă de astre poate să mai producă, această prezență pe marile scene și cu importanți parteneri pe care i-a avut cultura română. Și iată cum, domnule Sergiu Nistor, aceste lucruri se fac împreună, pentru că anvergura de excepție Europalia, festivalului Europalia România sau sezonul România-Franța a fost împreună cu partenerii noștri și cât de important este să fim, iată, prezenți în mijlocul acestor festivaluri, a unor evenimente, pentru că suntem în Europa și suntem în lume și putem discuta din punct de vedere cultural la același nivel oricând, cu oricine. Aduc o notă puțin tristă, puțin, sigur, tristă, pentru a ilustra puțin chestia asta. Atunci când cei doi președinți, președintele României, Klaus Iohannis, și președintele Franței de atunci, președintele Hollande, au decis să dea în altul lor patronaj unui sezon cultural comun România-Franța, dacă cineva își mai aduce aminte, erau zilele triste de după atentatele din ianuarie 2015 din Paris, Charlie Hebdo. Acum două săptămâni, cred că tocmai au trecut, era luna noiembrie. Era luna noiembrie cu celelalte atentate, cele exact. De la Bataclan, dar decizia de a investi politic în solidaritate prin cultură a fost luată la foarte scurt timp. Pentru că era natural pentru cultura României și pentru cultura, civilizația Franței ca atunci când se vorbește despre solidaritate și despre valori, cele două națiuni, cele două culturi să fie împreună. Al doilea moment, iar de puternice semnificații, deși se leagă iar de un lucru grav, este că sezonul românesc al sezonului comun România-Franța, dacă țineți minte, a început la câteva foarte puține zile după dezastrul, incendiul de la Notre-Dame din Paris. De altfel, în alocuțiunea sa la deschiderea acestei părți a sezonului, președintele chiar a început exprimându-și solidaritatea în numele națiunii și a culturii românești cu poporul francez, șocat, ca și noi toți de altfel, de acest grav eveniment. Cultura ne face să ne simțim solidaritatea. Este, dacă vreți, acest articol 5. Fac o paranteză cu reuniunea NATO de la Londra, nu? Care este articolul solidarității în spectru strategic militar. În ceea ce privește legăturile dintre România și Franța, solidaritatea
este ceva de la sine înțeles, este acea intimitate de care vorbeau prezentatorii sezonului, cei doi comisari. Și mă gândeam la ambasadorul Philippe Etienne și la excepționalul lui discurs în Academia Română, acești români care au făcut Franța. Așa e. Până la urmă. Iată cât de multe ne leagă. Aveți dreptate. Nu este același răsărit de soare după o noapte lină sau după o noapte plină de tulburări. Nu poți să vezi cu aceeași ochi expoziția de la Louvre a României atunci când, la Notre-Dame, a fost acel dezastru, pentru că, exact cum remarcați, au coincis cele două evenimente. Atunci când noi, pentru prima oară, iată, am fost la Louvre, luni bune de zile, steagul lui Ștefan cel Mare, obiectele de patrimoniu ale noastre au putut fi admirate de lumea întreagă la Louvre și acum fac acest arc peste timp la Bozar, acolo unde am văzut cu ochii mei cu ocazia manifestărilor legate de Ziua Națională, pentru că mi-am dorit foarte mult să stau de vorbă cu Cristian Măcelaru și am avut șansa să văd expoziția cu enorm de mare aflux de vizitatori, domnule consilier prezidențial, cozi întregi. E ceva ce nu s-a mai întâmplat nicăieri în lume, de cel puțin 25 de ani, poate 3 decenii sunt de la ultima mare expoziție care a adunat piese aici, 4 continente care au contribuit. Și pentru că vorbiți de Ziua Națională, există un concept care traversează această mare expoziție și el se datorează Doinei Lemni, curatorul expoziției, românca de la Georges Pompidou. Este acea idee de a arăta originile românești ale artistului și a le urmări în procesul sintezei creației sale. Deci a fost, cum nu se poate mai potrivită, existența acestei expoziții, inclusiv de Ziua Națională. Evident, Brâncuș este un artist universal, opera sa vorbește tuturor, dar aici Doina Lemni a făcut un gest foarte necesar de a vorbi de primii pași ai lui Brâncuș, de la Târgu Jiu la Craiova, de la Craiova la București și apoi saltul spre Paris. Da, și poți urmări cum Brâncuș ajunge la esență, la o singură linie. Da. V-aș propune, stimate domnule consilier prezidențial, dumneavoastră și telespectatorilor noștri, să urmărim foarte scurte intervenții luate la Bozar, la Bruxelles, chiar de 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României. Începem cu Andrei Ioniță, interpretând Deșteaptă-te române. La mulți ani, România! Sărbătorește Ziua Națională în cadrul Festivalului Europania, cel mai important program de promovare culturală pe care România l-a desfășurat vreodată în străinătate. În cadrul Festivalului Europania am ales să sărbătorim Ziua Națională într-un eveniment de excelență în care aducem vârfuri ale artei muzicale românești, dirijorul Cristian Măcelaru, violoncelistul Andrei Ioniță, Cristian Măcelaru preia Orchestra Națională al Belgiei sub propria baghetă, pentru că așa este și firesc. Europalia este un proiect cultural comun între România și Belgia. Cristian Măcelaru este unul din artiștii români în plină afirmare, la fel este și Andrei Ioniță, mult mai tânăr. Cu aceste două vârfuri, credem că marcăm astăzi cel mai important eveniment pe care România îl face în străinătate de Ziua Națională. Ne aflăm la Bozar,
în capitala europeană, în Bruxelles. În spatele nostru se găsește și o expoziție minunată, Constantin Brâncuș. Va începe concertul dedicat Zilei Naționale a României în sala mare de concert, în compania Orchestrei Naționale a Belgiei și alături de Cristian Măcelaru. Cristian este un artist foarte, foarte, foarte serios, de o forță de muncă extraordinară, o persoană de încredere. Este chiar o mare plăcere să colaborăm și să vorbim pe românește în timpul repetițiilor, nu se întâmplă de fiecare dată. Ce doresc României? Mai mult curaj, mai multă putere de organizare și cât mai multă reclamă internațională. În preajma Zilei Naționale, două concerte deosebite, două concerte excepționale ale Orchestrei Naționale a Belgiei, dirijate de românul Cristian Măcelaru. Românul Cristian Măcelaru, care, iată, îl întâlnește pe Brâncuș aici la Bozar. Muzica lui Enescu din programul acestui concert extraordinar, organizat în data de 1 decembrie în sala Henri Leboeuf de la Bozar, se va auzi în toate sălile în care Brâncuș este expus. Ne așteptam la un succes al expoziției Brâncuș, dar acest proiect extraordinar care îl prezintă pe omul Constantin Brâncuș și pe sculptorul român Constantin Brâncuș, o expoziție monografică curatoriată de Doina Lemni, a întrecut, într-adevăr, orice așteptare. Numărul vizitatorilor, sunt deja oficiale aceste cifre, a depășit 50.000 de oameni care au venit din întreaga lume să-l întâlnească pe Brâncuș în inima Europei, în cadrul Festivalului Europalia România 2019. Doar în urmă cu câteva zile a existat un număr record de vizitatori. Aproape 2000 de oameni au cumpărat bilete pentru a vizita expoziția Constantin Brâncuș de la Bozar, un număr care s-a dovedit mult prea mare pentru posibilitățile Bozar de a găzdui vizitatori. Sunt cifre, dar poate că nu e vorba doar despre cifre. Ceea ce se întâmplă în toată Belgia, în spațiul Benelux, dar și în Franța, în Germania sau în Marea Britanie, în aceste zile, în această perioadă, este absolut extraordinar. Spunea Ciprian Mureșan la deschiderea expoziției sale un lucru care a rămas foarte multora în minte. Este bine să vizitezi Belgia în această perioadă ca să vezi ce mai fac artiștii români. Sunt în Orchestra Națională a Belgiei de 15 ani și sunt foarte fericită, mai ales pentru că am fost prețuită ca și muzician român aici și continui să fiu. Eu cred că artiștii și poate muzicienii mai ales, pentru că au un limbaj internațional, sunt cei mai buni ambasadori ai României în străinătate. Am fost extraordinar de încântată să aud că o să cântăm Enescu pe 1 decembrie. Să cânt Enescu cu un dirijor român este pentru mine un vis. Am mai cântat cu Cristian Mandel acum câțiva ani. Sunt foarte bucuroasă că orchestra a fost receptivă la cerințele lui Cristian Măcelaru, pentru că ne aduce ce noi nu putem, ce belgenii nu pot să aducă singuri, fibra folclorului român. Ne place atât de mult încât după prima repetiție am fi vrut să-l luăm pentru noi ca și dirijor permanent. Din păcate, ne-a luat-o Franța înainte, Parisul, cu Orchestra Națională a Franței, care l-au prins, dar a cucerit inimile tuturor muzicienilor. Este un om deosebit, de o modestie, de o
viziune asupra lumii. Muzica lui Enescu e o muzică foarte directă, e o muzică care comunică un sentiment foarte pur, iar mai ales în Rapsodia I, e un sentiment în care toți ne regăsim, pentru că e ideea de a reveni la ceea ce am cunoscut noi ca și copii, de a ne reîntoarce la începutul momentului în care am înțeles ce înseamnă o emoție, ce înseamnă un sentiment. De aceea n-a fost foarte mult de spus la orchestră, ci am lăsat ca muzica lui Enescu să vorbească pentru sine. Într-adevăr, poate cel mai emoționant dintre evenimentele organizate de Ziua Națională a României într-un spațiu atât de românesc cum este acum Palatul Bozar din Bruxelles, din inima Europei, acolo unde n-am dus lipsă de evenimente cu ocazia președinției României la Consiliul Uniunii Europene, domnule Sergiu Nistor. Acum, dacă iar revenim la cuvântul împreună, până la urmă, această exprimare atât de puternică a culturii românești în Europa, prin ceea ce am evocat ca manifestări, într-adevăr, a făcut ca 1 decembrie să fie pentru cei care muncesc, locuiesc în străinătate, o zi în care chiar să fie aproape de țară prin manifestări culturale de cea mai mare importanță, de cea mai bună calitate. Și chiar se vede nu doar în marile capitale, dar și în locurile în care trăiesc români. Faptul că pot să participe la evenimente ale culturii românești de cea mai mare importanță, de cea mai bună calitate. Și faptul că aceste evenimente sunt găzduite de instituții fanion, de instituții reprezentative pentru țările respective și, de acord, nu vorbim doar despre marile capitale, dar nu o să uităm niciodată momentul Louvre, cum nu o să uităm niciodată momentul Bozar sau MoMA, care e periodic românească, alte expoziții extrem de importante care se desfășoară în aceste zile la Festivalul Europalia României. Sunt cele ale lui Ion Grigorescu, Cinema, se cheamă expoziția de la Ghent, care este un neo-avangardist cu lucrări la MoMA, la Tate, peste tot în lume, sau expoziția lui Ciprian Mureșan, să vezi acolo fresca, să vezi Voronețul, să vezi... Este ceva, ca să nu mai vorbim despre Dacia Felix și celelalte expoziții de artefacte. Până la urmă, este și asta. Haideți să nu spunem că este numai asta oglinda noastră, pentru că în oglindă vedem și multe lucruri pe care n-am mai vrea să le vedem. Dar nu cumva este asta oglinda noastră a românilor, da, a României și asta? Cred că dacă vrem să fim onești, trebuie să ne uităm la anul 2019 și din prisma problemelor pe care le traversează, să spunem așa, sistemul cultural. Câți miniștri ai culturii am avut? Acum îl avem pe al treilea pe anul ăsta. Ah, stăm bine. Deci începem anul da, următor, 2020, cu un nou ministru, după ce 2019 a avut parte în 11 luni de doi miniștri. Am găsit un moment care poate să fie semnificativ pentru această situație oarecum schizoidă între mari manifestări puternice și de impact internațional deosebit și situația sistemului care nu, să zic așa, nu duce lipsă de crize și de probleme. Și momentul ăla e cel al premierii la Gala Uniter, care s-a desfășurat anul acesta la Cluj, a grupului independent Reactor, care atunci când a primit premiul Uniter, erau foarte mulți, un grup de tineri, așa, a avut o scurtă interpretare a unei arii celebre dintr-o operă, dar care era parafrazată, era imediat după ce
nu știu cine, guvernul, ministru, mă rog, fondurile AFCN-ului au fost tăiate cu 30%. Și primind acest premiu din partea UNITER, ei au făcut o instalație muzicală, să spun așa, vorbind artistic de această situație. Deci avem și această realitate a unui sistem care este fragil și fragilizat printr-o lipsă de predictibilitate. Și atunci, partenerii externi, v-aș întreba eu, domnule consilier prezidențial, aici depășim întâlnirile de la început dintre președinți, cum a fost sezonul România-Franța cu cei doi președinți, domnii Hollande și Iohannis. Bun, eșalonul 2, întâlnirile următoare pe care le faceți, ce credibilitate avem noi în fața aceluiași ministru al culturii din țara X, când la noi merg alți parteneri, la 3 luni sau la 4 sau... Da, acum vedeți, dacă e să luăm cazul Franței, și în Franța se schimbă miniștrii culturii și s-au schimbat mai des decât era cazul și în această perioadă. Semănă mult, cum bine ați spus dumneavoastră. Problema nu este schimbarea persoanelor care semnează, ci continuitatea acțiunii instituționale, continuitatea proiectelor. Aici este problema, efortul pe care sectorul cultural trebuie să-l facă la fiecare schimbare de ministru pentru a-l încunoștința de importanța unor proiecte. Ori asta durează, uneori funcționează, alteori poate mai puțin, și asta aduce niște costuri, costuri moarte, costuri negre în, de fapt, sistemul cultural. Barometrul anual al consumului cultural arată că în România consumul cultural este dezechilibrat. Este dezechilibrat între consumul de la țară și consumul de la oraș, dezechilibrat în raport cu veniturile familiei, dezechilibrat chiar în raport de gen. Suntem și în consumul cultural la fel de dezechilibrați. Undeva există expoziția Brâncuș, dar la polul opus avem o cultură care n-are o ancorare în teritoriu, pentru că instituțiile se comasează, pentru că la rândul lor autoritățile publice locale nu au bani să le țină. Această comasare se face prin expulzarea, de fapt, a specialiștilor. Ele ajung să fie un fel de servicii de care primăria nu poate să scape, n-are ce face, dar, de fapt, devin moarte, spații lipsite de viață, de inițiativă. Și, din păcate, aici vorbim și despre patrimoniu. Patrimoniu care este afectat grav de lipsa doctorilor. De medicilor, da. Exact, acestor doctori de care are nevoie un obiect de patrimoniu, fie că vorbim despre un obiect de la 1700, de la 1800, este inadmisibil, pentru că asta e o chestiune care ne doare tare. Ce facem noi cu trecutul nostru? Da, așa de e. Care vedeți, ne cam bate joc. În această lipsă de predictibilitate, o contribuție mare și aduce și demagogia. Pentru că avem, din când în când apar noi inițiative care de fapt nu au în spate fundamentări și n-au un viitor, pentru că de fapt nu configurează o strategie. Și aici pot să vorbesc despre acel program de investiții în cultură. A apărut un document, o ordonanță, apoi consacrată ca lege, prin care se vorbește despre 1 miliard de euro care vor fi vărsați investițiilor în cultură. Nu cred că i-ați văzut pe acești bani, nu i-a văzut nimeni. Da? Ne bucurăm, avem, cum se spunea înainte, programe minunate. Aceste programe minunate, de fapt, sunt pe hârtie.
Da, dar parteneriatul public-privat care funcționează atât de bine peste tot în lume, la noi, funcționează și la noi. În cultură există deja o disponibilitate a partenerilor privați în a se implica în sprijinirea culturii. Și lucrurile pot să meargă mai bine dacă pe partea de reglementare fiscală acești antreprenori, aceste firme private care sprijină actul cultural, nu ar trebui destul de des să facă față unor crize, unor inițiative legate de sponsorizare, care nu fac altceva decât să îi retragă sau să-i țină în expectativă. Să nu uităm că marile manifestări beneficiază, nu neapărat în mod egal, dar de o completare serioasă din partea mediului privat. Și aici vorbim inclusiv de Festivalul Internațional George Enescu, inclusiv de Festivalul de Teatru, inclusiv de viitoarea capitală culturală Timișoara. A Europei, Timișoara. Știți cât de nepregătiți suntem acum la acest capitol? Nu vreți să facem altă emisiune? Înseamnă că știți. Subiectul ăsta. Pentru că n-am să uit niciodată momentul Luxemburg și Abația Neumünster și cum au curs acolo toate. Și, nu știu, e ca și cum ar fi capitala culturală europeană Timișoara în 2030. Da, așa de bine stăm. Vedeți, aici cred că vom ajunge la un moment dat, să sperăm, cât mai repede, la o formulă de management, cum se spune, management de criză, pentru că mai avem 4 săptămâni, sau poate nici atât, până când intrăm în anul de dinainte. Anul de pregătire. Comparația pe care eu o pot face cu Sibiu este că în 2006, la intrarea în 2006, se lucra la reabilitarea fațadelor și restaurarea monumentelor din centrul istoric, în timp ce, în acest moment, pe obiectivele care vor trebui să funcționeze în 2021 la Timișoara, deocamdată suntem la anunțul de ofertare a proiectării. Greu. Și atunci, ce gândește dirijorul român Cristian Măcelaru, născut în Timișoara, într-o familie cu 10 copii, ai cărui părinți, acum vreo 60 de ani, sunt cei care au înființat prima orchestră a unei biserici, vorbim aici de Biserica Elim, care funcționează în continuare. Ce spune el, ales la 30 de ani, tot în mod democratic, tot de membrii orchestrei, de data aceasta din America, din Philadelphia, să fie dirijorul lor principal? Acum, iată, la Paris, care iubește enorm România, care a ținut, deși s-au pus piedici, să revină în România și știți de ce? Nu spunea el pentru că ar fi el cel mai mare, cel mai deși este fabulos, ci pentru că aceste orchestre din România să aibă șansa să aibă aceiași dirijori cu cele din Philadelphia, cu cele din Franța, cu cele din Germania. Extraordinar să dai înapoi ce ai primit. Dar el acum se uită la noi, de la Köln, de acolo unde e. Și își pune mâinile în cap când ne aude cu Timișoara lui la care ține și la care jurnaliștii de la Arte au fost și au făcut un reportaj extraordinar, atât de frumos arată acolo. Și atunci, pe viu, de ce să nu te bucuri? Apropo de fațade și de alte evenimente pe care ar trebui să le știm lună cu lună ce ar fi acolo, domnule Sergiu Istor. Nici în cazul Sibiului nu am avut lucrurile pregătite în ritmul în care trebuia. Sigur, existau explicațiile de atunci, dar Timișoara este într-o situație încă mai de urgență și sper ca noul ministru să nominalizeze sau guvernul să nominalizeze cât de curând un comisar, un responsabil al relației de sprijin dintre guvern și Timișoara, pentru că în absența unei implicări serioase a guvernului României nu se va putea face o capitală care să dea
precum a făcut Sibiu, o formă, un sunet, o culoare cuvântului România pentru cei care sunt interesați. Cunoștința adevărată necesită o smerenie profundă, mai spunea Cristian Măcelar în interviu, și mă gândeam eu că oamenii politici de la noi sunt oricum doar smeriți, nu? Și nu numai de la noi. Da, da. Eu cred că procesele politice din acest an au arătat oamenilor politici că există o societate românească ce trăiește, vibrantă, se spune, care știe foarte bine valorile pe care trebuie să conteze. Cultura nu face excepție. Acolo, în acest domeniu, există deja structuri asociative, structuri ale societății civile și structuri artistice, profesionale, care pot, în condiții normale, să facă gesturi culturale pe care, dacă sunt lăsați să lucreze, dacă nu sunt încurcați, până la urmă este tot ceea ce își doresc. Ar trebui ca mijloacele, instrumentarul, cum este AFCN-ul, mijloacele care de fapt se adresează operatorului cultural, să fie lăsate să funcționeze fără a fi o intervenție dirijistă de vreun fel. Și ar trebui să mai avem și acea autostradă pe care poate tot procese politice au împiedicat-o 30 de ani să se construiască, pentru că, de ce nu, cei care vin la Festivalul George Enescu sau la alte manifestări importante, consacrate din România, fie că vorbim despre Festivalul de Teatru de la Sibiu, inițiat de domnul Chiriac, senzațional, fie că vorbim despre ce se întâmplă la Cluj, cu Tiful și cu alte festivaluri, să poată să ajungă ușor dintr-o parte în alta, să-și ia, nu știu, câte, să fie pachete, domnule Sergiu Nistor. Cred că au trecut 20 de ani de la o ediție a Festivalului Enescu, când împreună cu domnul Constantinescu și cu ministrul culturii de atunci, discutam despre asta și cu Ioan Hollander, atunci director artistic. Mm-hmm. De ce nu se fac concert. Asta, da. Deja nu mai discutăm, mm-hmm. că e cum e și da. Cu autostrada, sala de concerte. Da. Dar de ce nu se fac aceste pachete turistice? Pentru că biletele se epuizează imediat, abonamentele. Este la fel un festival pe care îl avem noi acasă. Europalia e la Bruxelles și suntem fericiți, dar Festivalul Enescu este aici, la noi. De ce nu beneficiem și ceilalți de el? Nu doar cultura. Da, acum vedeți, una dintre problemele recurente ale festivalului este, pe de o parte, faptul că la fiecare ediție, și trebuie să recunoaștem că orchestrele, dirijorii care vin la Festivalul George Enescu sunt de primă clasă. E ajuns festivalul unul dintre cele mai importante festivaluri. Poate chiar cel mai important. E pe podium. E pe podium. Vorbesc pe plan internațional. E bine, în fiecare an al ediției festivalului se deplânge absența unei săli de concerte în București. Da, toată lumea lasă ochii în jos, spune că e conștientă, că vom face, că vom drege. După care, nu doar că nu se procedează într-un mod organizat ca această problemă să intre pe un făgaș al rezolvării, toată lumea este conștientă că de la o ediție la alta, în 2 ani de zile, nu poate să apară. Dar nimeni nu poate să înțeleagă de ce sala în care se ține festivalul este, vezi, Doamne, pentru a fi reabilitată, pentru a fi mai bună pentru festival, trecută ba la Ministerul Culturii, ba la Secretariatul General, ba din nou la Ministerul Culturii, ba la RAPPS. Aici, iar vedem o lipsă de strategii, nu în sensul documentelor stufoase care, mă rog, sunt redactate, ci acelor strategii care
chiar reprezintă o biblie a acțiunii. Deci avem o problemă, cea a infrastructurii la festival. A doua problemă, cea a programării financiare. Vorbeam de directorul executiv al festivalului și de directorul Artexim, care reia de fiecare dată aceeași golgotă a drumurilor la ministru, la guvern, pentru a obține niște bani pentru festival, de parcă atunci s-ar fi inventat acest festival. Bine că e din 2 în 2 ani, că ce-ar fi fost să fie anual. Da, da, așa este. Dar există între cei 2 ani ai festivalului, concursul. Există concursul. Acolo lucrurile sunt mai așezate. Da. Și în anul concursului, cineva care programează festivalul trebuie să aibă o siguranță financiară, pentru că știm foarte bine, orchestrele nu sunt sunate cu o lună înainte și întrebate dacă pot să vină. Iată, 2021, festival. Cristian Măcelaru. Da, acum exact, a fost exact. Ales pentru exact, 2021. Exact. Așa se procedează. Exact. Da. Acum ce să zic, cred că cu noi ține și Dumnezeu, pentru că parcă ne ies la final, așa când tragem linia, ne ies toate, dar cât să mai așteptăm pronia divină și să nu punem osul, pentru că celălalt artist foarte tânăr, Andrei Ioniță, îi dorea României mai mult curaj. Pentru un tânăr, mai mult curaj. Pentru că și sunt foarte mulți care ar vrea să se întoarcă în România, dar vor o Românie cu mai mult curaj. Da. Aș zice că avem curaj. Nu știu dacă pentru domeniul culturii care e format în partea sa activă de oameni curajoși. Aici stăm bine. Da. Slavă deci, Domnului. Mie mi se pare că trebuie să ai curaj să fii director de muzeu, să vezi că guvernul îți taie din sursele din care tu trebuie să faci programele culturale pentru care ți-ai făcut programul de management, da? Că ai rămas aproape fără bani. A tăiat ceva guvernul Orban acum? Nu, deocamdată e la început, dar să ne aducem aminte că la începutul lui 2018, pardon, s-a petrecut o revoluție fiscală, așa, care a făcut ca niște capitole de cheltuieli să fie încărcate de niște costuri care nu fuseseră prevăzute. În esență, instituțiile de cultură s-au trezit în ultimii ani într-un proces de, hai să spunem, decapitalizare, pentru că au trebuit din același buget să suporte costuri de personal prin mărirea, și nimeni nu spune că n-a fost bine, prin mărirea salariilor, dar această mărire de salarii s-a făcut în contul extragerii sumelor necesare din cheltuielile materiale, adică, cum am spune, cheltuielile de producție, cheltuielile din care se fac activitățile pentru care muzeul sau opera sau teatru există. Și atunci, pe această linie, dacă continuăm, o să avem niște entități, precum unele spitale, care au medici sau medici și asistente mai bine plătiți, dar care nu pot să-i dea medicație bolnavului. Cam asta. Și aici, când spunem de bolnav, situația. Vorbim despre patrimoniul nostru. Despre... Da, dar mă întorc la curaj. Da. Trebuie să ai curaj să vrei să fii managerul unei instituții de cultură publice, pentru că te poți trezi cu diversi balauri care îți apar și trebuie să joci rolul lui Făt Frumos, pentru că trebuie să rezolvi niște probleme pe care nici măcar nu ți le-ai putut închipui la începutul mandatului, când toată lumea te asigură că, semnând acolo, că îți vor da banii cu pricina. Deci, mă întorc, spun, există foarte mult curaj în cultura românească. Nu curajul... Și în cercetare, că tot ați vorbit despre curaj, mă gândeam exact, și la cercetarea românească exact, și la laserul de la Măgurele, de la ELI. Ar trebui să fie, așa cum am spus, ce am spus înainte, o
predictibilitate. Mi-aduc aminte, un ministru al culturii din Franța și-a început mandatul cu un discurs în care a spus că principiul de acțiune va fi respectarea cuvântului dat. Ba. Deci, ministrul culturii, Franța, n-a vorbit despre Leonardo da Vinci, despre Louvre. A spus respectarea cuvântului dat. A spus în relațiile cu instituțiile de cultură și cu autoritățile locale, voi păstra întotdeauna cuvântul dat. Ba, e foarte simplu, nu? Asta e smerenia, că toți suntem este în postul smerenia. Crăciunului. Da, 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 și până da, la urmă să-ți recunoști da, limitele. Da. Dacă tu nu te pricepi la ceva, să-l chem pe cel care se pricepe. Și să recunoști asta. Atât. Și eu cred că asta este forma de existență a curajului la politicieni. Respectarea cuvântului dat, care uneori e foarte greu de făcut și poate să te coste. Bine, asta este o formă a curajului. Atâtea promisiuni se fac că la un moment dat s-ar putea să te încurci în promisiunile astea pe care dacă le faci. Sincer, dacă ai un mandat mai lung, dacă ai un mandat dacă, mai lung, nu, poate... Dacă ești sincer, nu te încurci. Azi am fost la o manifestare la Parlament ce marca 20 de ani de la includerea în lista patrimoniului mondial, că vorbeați de patrimoniu, a cetăților dacice din munții Orăștiei. Și am fost acolo pentru a transmite din partea administrației prezidențiale respectul și aprecierea pentru că în domeniul problematicii acestor importante situri patrimoniale se poate vorbi de o colaborare. O colaborare între tehnicieni, între profesioniștii patrimoniului, între autoritățile locale și autoritățile centrale. Deci manifestarea indiferent era... de culoare politică, să spunem. Indiferent asta. De culoare slavă Domnului. Politică, dar nu numai că uneori nu neapărat culoarea politică, păi, umorile personale. Umorile personale. Deci există un proiect care e, de fapt, șeful tuturor, de la Comisia Mixtă Parlamentară pentru UNESCO, la Consiliul Județean, la cei de la Minister și de la INP. Nu știu cum s-au aliniat astrele, dar am vrut să spun că ăsta este modul în care trebuie lucrat. Împreună. Împreună. Vă mulțumesc din suflet, domnule Sergiu Nistor, și să avem cu toții un an mai bun și sănătoși să fim. Mulțumesc foarte mult și vă așteptăm. Mulțumesc și eu. Vă invit să rămâneți în continuare pentru a-l cunoaște pe Cristian Măcelaru, un mare român de o mare smerenie. Vă mulțumesc. Cristian Măcelaru, am avut șansa să stăm la repetiție și suntem sub acea impresie când vedeam un om cald, plin de bunătate, cu lumină și cu multă empatie față de ceilalți. Asta ai învățat acasă, de la părinții tăi, asta ai văzut în familia voastră, cu asta ai plecat din România? Poate că sunt lucruri care le-am învățat fără să-mi dau seama că le-am învățat, dar sunt și multe lucruri pe care le-am înțeles și adult fiind, cântând în orchestre, sunt multe lucruri pe care le-am înțeles având experiența unor dirijori care se purtau diferit față de cum mă port eu și este și faptul că suntem într-un secol mult diferit de cum era secolul 20, iar eu cred că, din punctul meu de vedere, nu există scuză la ora actuală în care o persoană pusă într-o funcție de conducere să nu se comporte în același fel cum ar trebui să se comporte o mamă cu copilul ei sau un tată cu copilul lui. Nu există scuză pentru mine acest lucru. Sigur, ne uităm la foarte mulți dirijori din secolul 20 care erau cunoscuți ca fiind tirani, care erau cunoscuți, care prin asta se cunoșteau sau își impuneau un respect. Dar eu zic că e mult mai valoros un respect pe care îl câștigi din cauza că ceea ce creezi ca și artist
e influențat și de caracterul pe care îl ai ca și om. Cred că toată lumea deja știe faptul că fac parte dintr-o familie cu 10 copii, sunt cel mai tânăr sau ultimul, ca să spun așa, din cei 10 copii. Părinții mei întotdeauna au fost cu o gândire foarte deschisă, cu o gândire plină de inovație și au pus un accent foarte mare pe ideea de a comunica și de a aduna oamenii împreună prin muzică. Ei au fost primii care au folosit ideea de a forma un ansamblu instrumental într-o biserică în România și au creat acest lucru acum aproape 60 de ani. Lucru care, sigur, ne-a beneficiat și pe noi, copiilor, din cauza că am cântat toți la instrumente ca să putem să avem acest ansamblu instrumental și să creiem. Și a fost prima șansă pe care am avut-o și eu să cânt într-o orchestră, dar și prin faptul de a înțelege că muzica în sine, chiar dacă e fără cuvinte, poate să comunice un lucru care să ne adune împreună, să ne cheme să fim împreună în același gând. Imediat după Revoluție, foarte mulți oameni veneau prin biserică, mai ales, care aduceau ajutoare, erau interesați pur și simplu, erau curioși să vadă, exact ca și cum dacă s-ar deschide granița la Coreea de Nord, foarte mulți oameni ar merge să vadă măcar cum a fost. Și țin minte că una din surorile mele a ținut o carte, o listă, cu toți oamenii care au trecut prin casa noastră în primul an, 1990. Și la sfârșitul anului trecuse de 500 de persoane care veniseră, care luaseră masa cu noi, în unele cazuri și dormiseră la noi în casă. Și aproape în fiecare seară era un mini-concert măcelarul, în care fiecare trebuia să contribuie. Cineva cânta la vioară, cineva cânta la pian, cântam cu gura, tot felul de lucruri și asta era o chestie aproape zilnică, mi-aduc aminte. Și plecarea cu acea bursă cu familia din America a fost o chestiune de destin. Da, a fost un lucru foarte interesant pentru că nu plănuisem să plec în 1997 când am plecat. Cu un an înainte, o familie din America venise să, pentru că adoptase un băiat din orfelinat și legile erau în așa fel scrise în România, încât ei trebuiau să stea în țara băiatului sau în țara copilului cel puțin 3 săptămâni ca să se obișnuiască cu obiceiurile, cu mâncarea, ca să poată să se integreze în viața băiatului. Și ei au venit și acest lucru se întâmpla foarte des din cauza că una din surorile mele lucra ca și asistent social la o organizație care facilita aceste adopții. Iar eu, la vârsta aceea, 15-16 ani, vorbind de engleză deja, îmi plăcea să mă duc să le arăt prin oraș, unde a început Revoluția, ce s-a întâmplat, așa. Și la această familie, țin minte, chiar se întâmpla să am și un concert în Timișoara, la școală. Și i-am invitat să vină la concert, au venit la concert și i-a spus, zice, dar vezi că, uite, noi unde locuim în Michigan, e o tabără de vară, e un festival de vară, unde vin copii de peste tot din lume, sunt 4.000 de copii, vin de peste tot din lume pe timpul verii și învață, cântă împreună, este o orchestră, n-ai vrea să vii și tu să noi te ajutăm financiar dacă vrei să vii la tabără. Și am spus, ok, cu mare plăcere, am întrebat părinții, au spus, de ce, hai, încearcă și tu să vezi. Și mi-au trimis un formular pe care să-l completez și am completat formularul, imens, foarte multe întrebări, a trebuit să dau o listă a tuturor subiectele pe care le-am învățat în școală, cu scrisori de recomandare din partea directoarei școlii, a profesorului de vioară. A fost chiar așa o aplicație grea de completat, un formular greu de completat. Iar după care am terminat, am trimis și o casetă video cu ce am cântat, cu un concert.
Ca spre surprinderea mea, după vreo 2 luni de zile, să primesc o scrisoare înapoi în care ei mi-au oferit o bursă integrală pentru liceu. Pentru că această organizație era, pe timpul verii era tabra de vară, dar în timpul anului era un liceu plin, o academie de muzică, o academie de artă. Și am rămas extraordinar de surprins de acest lucru, pentru că nu mi-am dat seama că eu aplicasem pentru programul greșit. Nu aplicasem pentru programul de vară, aplicasem pentru programul de academie. Și fiind acceptat, părinții au spus, măi, dacă tu ai fost acceptat, ai primit bursă integrală, de ce nu te duci, vezi cum stau lucrurile, stai un an de zile, după care te întorci și, în cel mai rău caz, pierzi un an la școală, dacă nu se echivalează studiile. Și am spus, ok, am plecat în America și în momentul în care am ajuns acolo, țin minte că am simțit, pur și simplu, nu știu de ce, dar am simțit că, în sfârșit, am ajuns în locul în care eram destinat să fiu. Așa l-am simțit. Pentru că a fost prima dată când am cântat într-o orchestră extraordinară. Erau toți tinerii ca și mine, la vârstă de 17-18 ani, care toți cântau la un nivel extraordinar. Am avut posibilitatea să văd partituri pe care nici nu știam că există vreodată. Școala avea și o bibliotecă care era cea mai mare bibliotecă de partituri de orchestră din America de Nord. Deci absolut orice visam se găsea. Și a fost o oportunitate extraordinară. Și apoi a mai fost o întâlnire de destin. Iată, aici a fost locul acesta unde ai ajuns și ai simțit că acolo trebuie. A fost o întâlnire de destin, acel master pe care l-ai făcut la vioară cu Sergiu Luca. Da. El a fost nu numai un muzician extraordinar, dar a fost un filozof, să spun așa, dar într-un sens în care, sau un pedagog, a spune, ca modul în care el m-a învățat multe lucruri despre viață, fără să-mi dau eu seama că el mă învață acest lucru. Deci lucruri foarte esențiale, foarte mici, foarte interesante, dar la care și acum mă gândesc. Și țin minte și acum, și sunt lucruri care le spun multor muzicieni tineri, care sper că îi va ajuta în viitor, cum m-a ajutat și pe mine. Dar ideea, țin minte lucruri care pur și simplu mi-a schimbat complet gândirea. Și el a spus așa, zice, niciodată să nu gândești că un concert e o destinație. Zice, pentru că în momentul în care ai ajuns la destinație, ce faci? Zice, fiecare concert e un pas către o înțelegere mai profundă a muzicii și a artei pe care o faci. Iar momentul în care ajungi la sfârșit, atunci de-abia ai ajuns la destinație. Și concertul e un punct, și a spus așa, fiecare concert e un punct pe o pagină mare, într-o carte imensă. Aș vrea să sărim acum la momentul Philadelphia, pentru că ai fost foarte tânăr în mai multe momente. Ai ajuns din România la 16 ani și jumătate, apoi ai fost cel mai tânăr la Miami, da. Apoi după Miami în Houston. În Houston. Da. Și? Iar apoi în Philadelphia, da. Philadelphia. Tot așa, șansa unor întâlniri. Pentru că după acel master în vioară a urmat cel la care ai visat tot timpul. Un master l-a dirijat. Un master l-a dirijat. Și aș vrea acum să ne reamintim momentul audiției pentru Philadelphia, când ceilalți, ați rămas 8, erau cu impresari, erau nume care dirijaseră în orchestrele din America și era Cristian Măcelaru la 30 de ani. Și atât. Da, a fost, mi-aduc aminte, în primul rând, faptul că această orchestră, orchestra din Philadelphia, a fost prima orchestră care nu era orchestră de studenți sau orchestră a unei universități pe care trebuia să o dirijez. Și a fost o invitație care m-a șocat pur și simplu. Nu credeam că voi ajunge să fiu invitat.
Dar am fost invitat și am avut 25 de minute. Am avut 4 piese pe care trebuie să le pregătesc și orchestra a spus: aveți 25 de minute, intrați pe bina și în 25 de minute arătați-ne ce puteți să faceți. Și țin minte și acum că una din lucrările care s-a cerut era ultima parte din Sinfonia I-a de Brahms, care orchestra din Philadelphia are renumele cel mai mare a unei orchestre cu un sunet cald, profund, foarte măreț, frumos, un sunet, care e exact ceea ce e necesar la această sinfonie. Și gândindu-mă la acest lucru, m-am gândit, măi, poate că e singura șansă pe care o am în viață ca să dirijez orchestra din Philadelphia în ultima parte din Sinfonia I de Brahms. Zic că nu am ce să le spun eu lor, hai să îi las pe ei să mă învețe și să mă bucur de aceste 25 de minute în care dirijez o orchestră de vârf. Și dacă cu asta se termină absolut toată experiența mea, sunt bucuros. Iar faptul că eu am început Brahmsul, am trecut și când am terminat partia din Brahms, mai aveam încă un minut și jumătate sau două minute că aveam ceas, dar când s-a terminat, mi-am spus, vă mulțumesc foarte mult și am plecat. Am ieșit pe bine. Iar ei, văzând că eu am apreciat atât de mult și felul în care i-am ascultat pe ei, asta e și, într-un fel, e și un secret pe care l-am descoperit mult mai târziu în timp. E mult mai important pentru un dirijor să asculte ce cântă orchestra și să învețe cum să o dirigeze, decât pentru o orchestră să învețe cum să cânte ca răspuns gestului dirijorului. Și gestul dirijorului trebuie să fie în concordanță cu ceea ce cântă orchestra. Asta am descoperit mult mai târziu în viață. Dar faptul că am avut o atitudine în care am vrut ca ei să mă învețe pe mine, cred că i-a făcut pe ei să mă îndrăgească, pur și simplu. Nu cred eu că le-am arătat un talent extraordinar sau o cunoștință. E prin simplul fapt că am tratat ca o oportunitate de a învăța de la ei. Ceea ce pentru ei a fost un compliment extraordinar. Asta nu vine oare și din credință, atitudinea asta? Eu spun așa, o filozofie care am dezvoltat-o mai târziu în viață, nu există o cunoștință care să nu vină mână în mână cu o smerenie. Pentru că în momentul în care ne aprofundăm în a cunoaște, cu cât încercăm să cunoaștem mai mult, cu atât ne dăm seama că nu știm chiar mai nimic. Și întotdeauna cunoștința adevărată necesită o smerenie profundă. Presa franceză vorbea de o surpriză. Surpriza Cristian Măcelaru. Și la Paris a fost la fel. Surpriza cea mai mare a fost faptul că, sigur, Orchestra Națională de France e o orchestră cu o reputație extraordinară. A fost considerată dintotdeauna orchestra cea mai importantă din Franța, cu dirijori de un renume extraordinar. Și a fost prima dată în istoria orchestrei când muzicienii orchestrei au spus: nu vrem neapărat un dirijor care a făcut deja o carieră extraordinară și cu un renume foarte mare, vrem un dirijor cu care ne înțelegem pe aceeași undă artistică. Ne dorim cineva cu care să putem colabora. Și așa mi-au făcut și oferta, așa mi-au vorbit și mie și au spus: uite, ne-am înțeles atât de bine când ai fost, ne place cum lucrezi, ne place cum ne aprofundezi în muzică și vrem să avem o colaborare strânsă. Și aceasta a fost surpriza cea mai mare, pentru că nu am un nume care se poate fi comparat cu cei care au fost și de aceea a fost o surpriză pentru toată lumea, pentru că nimeni nu se aștepta ca Orchestra Națională a Franței să aleagă un dirijor care să... Foarte tânăr? Eu dintotdeauna am avut și acest concept muzical. Pentru mine, concertul cel mai perfect e momentul în care nici nu ar mai fi nevoie ca eu să fiu pe scenă.
Acesta e concertul perfect. În momentul în care am încurajat muzicienii, toți suntem în aceeași idee, iar eu să pot să fiu în sală și să mă bucur de concert. Suntem, asta este concertul perfect. Suntem în sala de la Bozar, lângă Brâncuș. Încă puțin și vei merge la Pompidou, la Brâncuș. Toată ziua Maria și cu Beni vor avea așa ocazia să vadă cum era țăranul atelierul Brâncuș, atelierul exact lui. Ce le spunem românilor de acasă? Ce le spunem timișorenilor rătăi? Pentru că e așa de dulce accentul acesta. Bănățean. Da, e pur. Da. Ce le spunem de aici, de la Bozar, cu Brâncuș în spate? Eu cred că sunt lucruri foarte, foarte frumoase, cum e muzica lui Ionescu, cum e arta lui Brâncuș, cu care să ne mândrim. Și să ne mândrim ca și Ionescu și ca și Brâncuș, nu numai cu arta lor. Ionescu, cu toți oamenii care l-au cunoscut, spuneau un lucru extraordinar despre el, că a fost cel mai umil om și cel mai frumos ca și personalitate. Sunt atât de multe lucruri care se vorbesc despre el, despre felul în care a dăruit absolut tot ceea ce a avut, ca să aducă o lumină în lume, ca să aducă o perspectivă mai frumoasă, prin muzică, prin artă. Chiar el spunea ceea ce iubesc și a mai spus chestia asta. Ionescu spunea așa: în artă, în muzică, nimic nu e al tău decât în momentul în care l-ai dăruit altcuiva. Și e ideea aceasta care definește arta. E schimbul de a dărui ceea ce ai mai prețios, de a dărui sufletul și emoția cea mai pură prin artă. Și cu acest lucru cred că toți românii pot să, nu numai să se mândrească, dar să învețe de la această idee, pentru că acesta va fi antidotul comunismului egoist. Va fi ideea de a învăța de la un Ionescu, de la un Brâncuș, care au dăruit ca să facă ceva frumos. Asta îi dorești României la 30 de ani de la Revoluție, să învețe sau să reînvețe să dăruiască? Da, să reînvețe să dăruiască ca să devină demnă de un Ionescu și de un Brâncuș. Exact cum și Brâncuș toată viața a căutat să ajungă la esența artei și să reprezinte esența artei, în același fel muzica are abilitatea sau are potențialul de a ne reprezenta sufletul cel mai frumos. Pentru mine muzica reprezintă întotdeauna o idee sau o emoție care este transmisă în cea mai pură formă posibilă. Și de aceea este o limbă universală care poate să treacă peste orice bariere, să treacă peste orice granițe, încât să ajungă la un numitor comun care vorbește despre sufletul omenirii. Ideea de a te reîntoarce acasă, ideea de a reveni ca un ciclu al vieții în general, nu se poate întâmpla decât în momentul în care ai plecat. Deci nu poți ca să te regăsești decât dacă te-ai pierdut. Și acest lucru cred că e foarte interesant, nu atât de mult ca să spun că nu am fost recunoscut sau nu aș fi fost recunoscut ca și artist dacă nu aș fi plecat din România, cât cred că nu m-aș fi format ca și artist dacă nu m-aș fi pierdut în plecarea mea din afara României. Deci e foarte important pentru mine întotdeauna să găsesc elementul care mă reîntoarce înapoi acasă, această regăsire a unei simplități sau a unei lumi care să fie totală, să spun așa, din punct de vedere al unui univers, din perspectiva unui copil. Ceea ce toți artiștii încearcă să găsească, esența lumii văzută din perspectiva unui copil, cred că e cea mai pură. Rolul meu, ca să spun direct, e ca să fiu o oglindă a celor care vin ca să se supună acestei arte sau ca să înțeleagă această artă și să o îmbrățișeze. Și în acest fel, pentru mine, eul meu sau ego-ul meu nu mai există absolut deloc, ci eu devin o simplă oglindă prin care reprezint o emoție pe care un compozitor a vrut ca să o comunice. Iar un public, uitându-se la această oglindă, înțelege nu numai emoția pe care compozitorul a vrut să o comunice, dar se regăsește în aceeași emoție. De aceea devine un limbaj care se transmite în amândouă sensurile, și către scenă și înapoi. E foarte important să
cunoaștem istoria și să nu uităm istoria. Dar și mai important este să înțelegem esența contextului istoric, pentru că e foarte important. De aceea am și ales această progresie, că e și Elgar la mijloc, pentru că se vorbește despre o lume la un sfârșit de secol, din perspectiva unui tânăr care se uită cu atâta bucurie și cu atâta emoție a optimismului, care e reprezentat în Rapsodia Română a lui Enescu și se gândește la o lume pe care a lăsat-o în urmă, dar se gândește cu atâta nostalgie și cu atâta dragoste la același lucru. Iar pe durata serii trecem și printr-un moment foarte, foarte întunecat al istoriei, prin concertul de violoncel al lui Elgar, care reprezintă lumea războiului mondial I, iar apoi ajungem la reîntoarcerea către casă a lui Prokofiev, care iarăși e o piesă care e plină de optimism, e o piesă care e plină de bucurie, dar e o bucurie diferită, pentru că e o bucurie adusă din contextul prin care a trecut lumea la începutul secolului 20. Lumina și întunericul. Da, și o lumină e diferită, cum și spuneam orchestrei, nu este același răsărit de soare după o noapte lină sau după o noapte plină de tulburări. E un răsărit diferit. La Enescu e un răsărit de soare al unei nopți line și frumoase. Pe când la Prokofiev e un răsărit de soare care vine după o noapte îndelungată și plină de tulburări. Am văzut operele lui Brâncuș peste tot pe unde am călătorit prin lume, pentru că a fost un artist pe care l-am căutat ca să îl înțeleg. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult aici e faptul că această expoziție dă voie persoanei care se uită la expoziție să o înțeleagă de la început și să vadă cum a ajuns Brâncuș totuși la esența artei la sfârșit. E foarte important această călătorie prin timp, prin care ajunge să se vadă totuși, ca și cum ne-am uitat la un Michelangelo sau ca și cum ne-am uitat la un sculptor care începe dintr-o bucată pe care noi nu putem să ne imaginăm ce poate deveni și încetul cu încetul ajungem la esența artei în sine. În același fel, pentru mine asta a fost lucrul cel mai frumos. Să pot să văd progresia vieții lui, iar în final să vezi exact cum, de fapt, o singură linie e destul ca să reprezinte o esență atât de frumoasă și atât de simplă, dar complexă. E un lucru pe care arta îl poate face mai bine ca orice. Ideea de a găsi această spiritualitate care există în fiecare din noi. Și e ideea de a ne da voie ca să ne adunăm și să avem un țel comun, să avem un gând comun. Muzica lui Enescu e o muzică foarte directă, e o muzică care comunică un sentiment foarte pur, iar mai ales în Rapsodia I e un sentiment în care toți ne regăsim. Pentru că e ideea de a reveni la ceea ce am cunoscut noi ca și copii, de a ne reîntoarce la începutul momentului în care am înțeles ce înseamnă o emoție, ce înseamnă un sentiment. De aceea n-a fost foarte mult de spus la orchestră, ci am lăsat ca muzica lui Enescu să vorbească pentru sine. Muzica lui Enescu răsunând în aceste săli frumoase, într-un fel, arta lui Brâncuș va reveni împreună cu muzica lui Enescu. Și e un lucru frumos pentru că reprezintă și ideea că nu numai în spațiu, dar și în timp, arta comunică împreună pentru toți oamenii în același timp. De aceea putem să-l auzim pe un Beethoven în același timp în care îl auzim și pe un Enescu, ca să înțelegem care este esența noastră ca oameni, esența omenirii. Pentru mine e fascinant să mă uit în anii 70 în România și să văd cum se compară România anilor 70 cu ceea ce era în vestul Europei sau chiar în America. Mai ales că în perioada interbelică, România era mult diferită față de cum erau alte țări în vestul Europei. Și e foarte interesant această schimbare politică, ce impact social a avut asupra gândirii oamenilor, asupra dezvoltării unei identități contemporane, ca să spun așa. Și în acești ani, în aceste decenii 60-70, cred că România devenea o țară în care
fiecare om era încurajat să devină cu cât mai egoist posibil. Chit că din punct de vedere politic era exact mesajul invers, adică un mesaj care nu avea un conținut care să aibă o esență pură. Era o utopie. Era o utopie, era numai o formă de a justifica un sistem politic. Dar din cauza sărăciei, din cauza problemelor, acest lucru timp de 30 de ani, comunismul a încurajat și a dezvoltat acest simțământ de a deveni egoist. De aceea e important pentru mine a fost important pentru mine să înțeleg cum au reușit părinții mei să accepte ideea de a avea 10 copii. Pentru că un părinte, în momentul în care ai un copil, primul lucru pe care trebuie să-l accepți e faptul că nu mai ești tu pentru tine, ci devii tu pentru persoana respectivă. Te dăruiești unei alte persoane. În cazul părinților mei, 10 alte persoane pe care se crească. Deci e apogeul dăruirii. E actul de a deveni părinte. Și a fost un lucru foarte important. Poate de aici am învățat ideea că în momentul în care accepți acest lucru, că te dăruiești complet ca și părinte, mai ales într-o societate care merge exact în direcția opusă, a fost un lucru foarte important pentru mine ca să înțeleg cât de mult, de fapt, au făcut părinții mei și să apreciez ceea ce au dat. Ce reprezintă Timișoara pentru tine? Pentru români, Timișoara, 17 decembrie, acolo a început totul. E începutul sfârșitului, s-a petrecut la Timișoara. Eu cred că în cei 30 de ani care au trecut, din păcate, lucrul care s-a pierdut cel mai mult, zic eu, e că s-a pierdut contextul. Contextul din care a ieșit Revoluția. Și pentru mine e mai important ca să, nu numai să, ideea de a nu uita istoria, ca să nu o lăsăm să se repete, e atât de mult să nu uităm contextul și să ne reamintim de contextul care a creat actele istorice respective. Iar acest context în care a dat naștere Revoluției, după 30 de ani, cred că s-a uitat. Foarte mulți oameni se gândesc cu nostalgie înainte de anii Revoluției și poate că se gândesc cu nostalgie din cauza că au fost atât de dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat. Dar totuși, gândindu-ne în direct din perspectiva părinților mei, din perspectiva unor oameni care au dăruit absolut tot ca să creeze ceva frumos și care au fost limitați pur și simplu din simplu fapt că ei au luat o decizie să aibă o credință într-un Dumnezeu care era personal pentru ei. E un lucru atât de fundamental ca un drept al oricărui om pe acest pământ. Cum poți să ai o nostalgie să mergi înapoi în acele timpuri? Cum e posibil așa ceva? Deci s-a uitat contextul. Nu judec, dar spun că s-a uitat contextul. Și ar fi foarte important să ne reamintim acest lucru. E un lucru pe care arta îl face atât de frumos. Pentru că arta ia esența unui context și îl imortalizează. Ești născut în 1980. Ce-ți amintești cu împușcăturile, cu ce s-a întâmplat atunci în piață? În decembrie 89 țin minte că eram când a început Revoluția, în seara aceea, într-o sâmbătă seara, țin minte, eram la un coleg de clasă la ziua lui de naștere, iar tatălui seara a venit să mă ducă înapoi acasă, iar autobuzul s-a oprit în centrul orașului din cauza că erau deja foarte mulți oameni. Și țin minte și acum că șoferul autobuzului s-a dat jos din autobuz și a plecat. Și autobuzul a rămas în stație. Iar eu, fiind mulți oameni, neștiind ce să fac, am luat-o pe jos și am plecat acasă. Pentru că știam, drumul, casa noastră era chiar foarte aproape de centru și am plecat și am ajuns acasă. Părinții erau disperați, sigur, că lucrurile începuseră deja să fie într-o mișcare destul de periculoasă. Iar apoi, a doua zi, duminică, țin minte că dimineața, desigur, ca în orice duminică, ne-am dus la biserică. Iar apoi,
țin minte că biserica s-a terminat, adică au închis programul și au rugat pe toată lumea să meargă înapoi acasă pentru că era prea periculos. Biserica fiind chiar în Piața Maria, unde era biserica lui Laszlo Tökes, unde lucrurile deja au început să aibă amploare, și venind înapoi acasă, țin minte că următoarele 2 sau 3 zile părinții au pus pături în geamuri, așa, dar țin minte, uitându-mă peste geam, cum vedeam gloanțele, adică vedeam luminile foarte rapide, iar la noi, în poartă, în gard, multă vreme rămăseseră 2 găuri de gloanțe. Asta țin minte. Astea sunt memoriile. Dar țin minte și ideea unei bucurii pe care n-am înțeles-o. Țin minte după 25 decembrie ideea unei frumusețe, unui lucru atât de frumos în care oamenii pur și simplu se iubeau. Nu mai conta cine din ce clasă socială era, cine ce a fost, ce culoare avea, ce credință avea, toată lumea se iubea. De ce? Așa, asta era contextul libertății care era atunci. De fapt, puțini oameni au luat această idee de libertate și au distrus imaginea ei sau înțelegerea ei pentru un interes personal. Dar e greu să nu justificăm faptul că o societate care a fost învățată timp de 30 de ani să devină tot mai egoistă, în momentul în care ajunge la o libertate care se înțelege ca o anarhie, să nu amplifice acest sentiment. Noi atât de mult ne dorim românii ca să fim tratați egali. Peste tot unde merg în lume, când spun România, oamenii recunosc un Enescu, recunosc un Brâncuș, recunosc un Celibidache, Angela Gheorghiu. Sunt foarte multe lucruri cu care ne mândrim. Din păcate, nu punem destul de mult accent și pe lucrurile de zi cu zi care ar trebui să ne facă egali cu restul lumii. Și n-am o explicație, sincer, n-am o explicație, mi-am dorit dintotdeauna, de aceea sunt și unul dintre singurii dirijori care lucrez în majoritate în afara României, dar am insistat să mă reîntorc în România și am lucrat foarte mult. Cu Orchestra Națională Radio, foarte mult la Filarmonică. Și cu Filarmonica Georgenescu și cu Orchestra Națională de Tineret. De fiecare dată când am avut timp, m-am reîntors. Chit că nu mi-a fost ușor. Și încă nu mi-e ușor să fac acest lucru, pentru că e un efort. Pentru mine, spun așa, fiecare săptămână care o dirijez când nu sunt acasă, e o săptămână pe care o rup de la copiii mei. Iar faptul că eu iau de la ei o săptămână și o dăruiesc unei orchestre din România. Și singurul motiv pentru care am insistat și am făcut acest lucru, ani de zile, am făcut acest lucru, de ce? Pentru un singur motiv, pentru că nu am vrut niciodată ca acel copil al meu să se uite la mine și când îi povestesc despre ce a fost în România, să mă întrebe, dar tu ce ai făcut? Am vrut ca să pot să-i spun acelui copil, lui Benny sau lui Maria, să spun, uite, eu ce am făcut, mi-am făcut partea mea, pentru că am văzut o responsabilitate care m-a împins sau m-a provocat să mă reîntorc în România, să încurajez muzicienii din România, să le dau o șansă și lor să lucreze. Poate nu sunt eu cel mai bun dirijor, dar să lucreze la același nivel cum lucrez cu orchestrele din Paris sau din München sau din New York sau din Philadelphia. De ce nu? Cu o cultură și o tradiție atât de bogată, de ce România nu ar putea să fie la același nivel? De ce Bucureștiul n-ar putea să fie la același nivel cultural ca și Parisul? De ce nu? De ce nu? Ce ne oprește?